Mai mulți rezerviști din țară au fost chemați în unitățile militare pentru activități de pregătire și instruire de rutină. Vestea i-a surprins pe unii ieșeni care se așteptau să fie și ei chemați la rândul lor. Sunteți rezervist? Da. Ați văzut că acum mai mulți rezerviști din țară au fost chemați să facă anumite acțiuni. Așa. Dacă ar fi și în Iași, v-ați duce sau da, nu? Bineînțeles, sigur că da. De ce v-ați duce? Păi dar nu e țara mea. Dar cum vi se pare că acum armata română cheamă rezerviștii să îi pregătească cumva? Probabil încearcă și să facă ceva, dar nu cred eu că mai poți umbla cu rezerviști de peste 50 de ani la război sau să faci ceva cu ei, nu știu. E ceva ca așa e modă, probabil. Deci v-ați duce doar pentru că așa trebuie? Că probabil o să găsească, e o formă să te oblige, dar nu cred eu că mai poți umbla cu bătrâni la război. Deci dumneavoastră credeți că n-ați face față la un război? La nu, că nu faci față, dar nu văd eu ce aș putea face pe front, să alerg eu după... Unii rezerviști care lucrează în străinătate cred că vor scăpa pentru că au un contract de muncă și nu îi poate obliga nimeni să se întoarcă în țară. Sunteți din Iași? Da. Și dacă s-ar face și în Iași exerciții eu din sunt astea? Sunt venit în concediu. Sunt stabilit în Germania. Dar dacă v-ar chema, v-ați duce și dumneavoastră? N-am cum. Păi nu mă lasă patronul, adică nu mă lasă statul german să vin, nu? Sunteți acolo cu acte de da. Germania? Da. Chiar dacă ar sta în România, tot nu ar fi de acord să fie chemați pentru exerciții. Și dacă ați fi stat, să spunem, în România, v-ați fi dus? Sau nu? Nu. De ce? Pentru că ăsta nu este un război cum erau războaiele odată. Ăsta se cheamă mai mult prostii. Mor oameni nevinovați, copii, părinților nevinoveți. Sunt mai mult o prostie. Credeți că ați fi făcut față la un război ca rezervist? Da. Aveți pregătirea necesară. Da. Cu teribilismul specific vârstei, un tânăr a glumit auzind ceea ce îi se pregătește. Crezi că te-ai fi descurcat în armată? Da. De ce crezi tu că te-ai fi descurcat? Nu știu, că sunt curajos și vreau să bat pe toată lumea. M-am bătut cu niște băieți, dar... Știi vorba aia? A, da, și ei, am luat și eu. Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 24 octombrie-11 noiembrie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care vor să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României.